În ajunul sărbătorilor de iarnă, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au dus zâmbetul și alinarea copiilor aflați în Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan. Evenimentul s-a terminat cu multe emoții și lacrimi, iar prezența oamenilor în uniformă însoțiți de darurile lor au adus zâmbete pe chipurile celor mici. Polițiștii mehedințeni au fost astăzi alături de copiii cu nevoi speciale de la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan. Aceștia au fost întâmpinați cu un program de colinde. Faptul că dumneavoastră ați venit de fiecare dată și ați fost constant în a revizita unitatea noastră, chiar v-ați și familiarizat cu ei, să vă transmitem din partea noastră multe urări de sănătate, bucurie, speranță, belșug și ceea ce v-ați propus pe 2022 să vi se înfăptuiască. Sigur, ne apropiem cu emoție de nașterea Domnului Iisus Hristos, de sărbătorile creștine, atunci când trebuie să fim mai buni, să fim mai reflectanți și mai aproape de cei care au nevoie de noi. Vă spunem cu toți împreună, la mulți ani și sărbători fericite! De omenie și generozitate au dat dovadă polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, care, cu sprijinul Sindicatului Național Prolex și al Sindicatului Național al Polițiștilor și personalului contractual, au onorat o misiune de suflet, fiind mesagerii lui Moș Crăciun pentru copiii cu nevoi speciale. Și noi vă mulțumim din suflet pentru această frumoasă primire. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți au dorit să vă facă o mică bucurie, au împachetat cu drag cadouri, constând în articole de îmbrăcăminte și ceea ce vă doriți dumneavoastră cel mai mult, lucrării, dorind astfel să vă facem mai fericiți, să vă facem să zâmbiți și să vă găsim mereu veseli. Așa trebuie să fiți. Astfel, polițiștii mehedințeni au împachetat cu drag cadouri, constând în articole de îmbrăcăminte și jucării pentru copii. Polițiștii mehedințeni au dorit să fie mesagerii lui Moș Crăciun, aducând zâmbete pe chipul acestor copii. Noi am colectat articole de îmbrăcăminte, jucării, fiecare polițist contribuind cu câte ceva și în felul acesta sperăm ca ei să simtă spiritul sărbătorilor de iarnă. Evenimentul s-a terminat cu lacrimi, întrucât reprezentanții Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Constantin Pufan au fost impresionați de gestul polițiștilor mehedințeni. Noi cunoaștem că IPJ Mehedinți este întotdeauna alături de copiii de la școala specială în diverse situații. Noi astăzi le-am scos în față toate cele care ne-au emoționat. Pentru că ei sunt copii speciali și pentru că astăzi dumneavoastră v-ați gândit la ei, să le oferiți din puținul dumneavoastră o bucurie. Vă mulțumim și primiți în acel mic dar făcut de ei în atelierul lui Moș Crăciun expresia celor mai frumoase și celor mai înalte gânduri acum de sărbători de Crăciun. Polițiștii s-au despărțit de acești copii cu promisiunea că și anul viitor le vor fi din nou alături pentru a le aduce o rază de speranță și mângâiere în preajma marilor sărbători.